Bună seara, doamna Andone. O să vă rog să luați loc pe canapea lângă fiica dumneavoastră. Nu, așa este acolo. Nu, așa este acolo, te rog, foarte frumos. E, uite gestul ăsta, Cristina, am fost de partea ta, asta nu mi-a plăcut. Îmi pare foarte rău. Ea încearcă totuși să... Vă rog, foarte Hai, te rog, eu mă închir și mă rog la Dumnezeu. Hai că uite, Doamne. S-a închinat, e curat. Nu, doamne, ea este acum prefăcută. Ia și cu tatu, lasă-mă pe mine că eu-s mere. Acuși pentru mă rog, după aia. Mă rog, eu din suflet, iert și te iubesc. Și pe toți, mamă, eu vă iubesc, mamă. Și pe Cristina, și pe Georgiana. Mama, dar de atâta timp în care de 11 luni aproape, face aproape de 11 luni. Acum două săptămâni, mama, am fost la tine, mamă, lasă-mă! De ce minți? De ce minți? Eu asta vreau să-ți spun. Și să-ți spună și martorii care sunt acolo. De ce minți? Acum două săptămâni, știi unde a fost fata? În spital. Eu am fost în spital. De ce minți că ai venit tu la mine? Ai fost la fata la spital? Vă rugăm eu foarte frumos. Spune-ți dumneavoastră întrebări și eu răspund la întrebări. Cristina? Ca să chei mai bine așa. Nu-i spui mamei că mint. Vă rog foarte frumos. Pe mine mă scuzați, dar poate nu spune un adevăr. Eu vă răspund eu la întrebări. Poate e mai pe alături de realitate. Dar nu-i spui, mame. Eu vă spun sincer. Nu-i spui că mint. Nu știu dacă mă crede cineva. Eu sufer pentru, și pentru ea, și pentru tatăl ei, și pentru Georgiana, și pentru tot ce o sufer, de trag eu. Și mă rog la Dumnezeu să fie ghiri, dar uitați unde să ajunge, care eu n-am auzit și n-am pomit să ajungă prin de astea. Doamna Andone, dar de ce credeți dumneavoastră, deși iubiți toate trei fetele, toate de iubesc, ce credeți doamnă, că toate trei s-au toate îndepărtat? Toate pentru mine, indiferent și si, indiferent și zic despre mine, doamnă, vă spun sincer, cu mâna pe icoană, eu le iubesc la fel. Dar lor li se pare, vă spun drept, lor li se pare ca fetii, că, zic eu părerea mea, că dacă eu vorbesc cu tata lor, ne înțelegem, lor li se pare că, vezi, dragă doamne, că ții eu mai mult la tatu. Sau dacă eu ții mai, nu că ții mai mult, eu la fel la ții la toți. Lor li se pare că lui li se pare, deși țin eu la fete mai mult, dar eu țin, doamnă, dragă, da, stați un pic, nu cred că poate fi vorba despre gelozie între copii și tată sau între tată și copii. Nu cred că asta este motivul pentru care fetele... Din multe ori există gelozie și din multe ori pleacă problemele de la banc. Pot să spun și eu totul stric. Deci, tu, mama, când ești împăcată cu tata... Pe noi ne dai la o parte, nu vrei să ne auzi de noi, de nimic. Mama, ai zis în față, te-am înregistrat nu, la telefon. Nu. Te-am înregistrat la eu telefon. Mamă, cum ții la voi toate trei? Mamă, cât ești tu? Ții la tactul. Mamă, cum ții la tactul? Scuză-mă un pic. Ții la voi, mamă. Cât ești împăcată cu tata, este totul bine. Da? Ne-ai exclus pe noi. Cât vreme ești tu plecată de la tata, eu suntem mieră de pe pământ, tu, de față de noi. Cristina, de apropii. Stai să înțeleg și eu. E tatăl vostru bun, nu? Da, da, da. E tată și de tată și de mamă, și toate sunt. Voi aveți o problemă cu tata? Deci, el când avea crize de alcool, fata s-a speriat. Efectiv, fata a plâns și a țipat. Sunt și marturi. Apoi, bun, hai că eu te-am mai schemat din Italia. Eu ți-am spus așa, împrumută-te unde vrei, când ai avut bani atunci, împrumută-te unde vrei, și dau eu înapoi. Am făcut ce am făcut, l-am adus acasă, apoi eu am plecat înapoi la muncă. Tu, timp de iarnă, stăteai fugară cu fata afară, noaptea. Doamna Andone, soțul are această problemă cu băutura și mai face excesele astea? Doamnă, drag, să o luăm de la început, să ne înțelegem un pic până la sfârșit. Da, aș vrea și eu că așa. Două variante atât de diferite încât așa. Simt nevoia de niște lămuriri. Totul din multe ori vă spun sincer, sincer, în fața lui Dumnezeu, eu nu mint cu ceva să mă mintă Dumnezeu pe mine. Totul pleacă de la bani. Eu, dacă muncesc și pământul la mine acasă, că am pământ și eu, putem să verificăm unii vreți, că ea m-a acuzat că noi ieșim și furăm lemne. Fur, doamnă, dar vreau să dați telefonul meu la primărie, la noi, la Vidra. Dacă eu, noi deținem, Andoni Vasile, pădurii, un hectar budăiei rășii și 60 de aripi dos de vale, mă duc să eu lemne, creji, să eu din pădurii de la mini. Am înțeles, dar așa, da, nu ne-ați răspuns la întrebare, doamna Andone. V-am întrebat dacă soțul bea și dacă atunci când bea mai face scandal de asta de se sperie fetița. A făcut o perioadă, vreo lună de zile, a mai făcut așa.
un pic așa cu așa și spune asta. Dar nu că vezi, dragă doamne, că a spărie fata, vezi, dragă doamne, că le-a spăriet pe astea, vezi, dragă doamne, deci la o vorbă s-a ajuns la 100. Dar vedeți că dacă fetița și... de 10 ani preferă să stea cu surorile ei decât cu mama și cu tata, s-ar putea doamna psiholog aici de față să vă explice altfel lucrurile. Adică să înțelegeți de ce un copil de 10 ani, în loc să prefere pe mama, că mama e icoana, bine, e icoana toată viața, dar aminte atunci când copilul e neajutorat și are nevoie de mama în toate. Am înțeles. Și cu toate astea, fetița o alege pe sora ei. Am înțeles. Deci dar de ce credeți că o alege pe soră? Fata? Ascultați-mă un pic. În 93, eu și cu tatăl lor ne-am căsătorit. În 94, am realizat prima fetița noastră. Foarte frumos. Bine, numea Vlad Valentina. Fetița noastră, la 2 ani după asta, aproape 2 ani, a ieșit și ies la altă. Așa. Deci era un an și 5 luni avea Nicoleta atunci, noi Nicoleta îi spun. Și mă rugă o verișoară de-a mea, fostă verișoară de-a mea, Dumnezeu să o ierte. Mai Victorie, și n-au copii, de o vârstă așa mai așa, n-au cum le-a dăruit Dumnezeu copii. Și mai Victorie, și spune, dă-mi și mie fata asta ta, că n-am copii, și dă-mi-o mie. Ne-a s-a ținut din mine mulți ani. Măi, ță-ți cu ortanță, zic. Zic, așteaptă o leacă, că tot o cresc pe asta, mă chinui cu asta, măi, nijloșia, cum s-ar spune. Hai să mă trudești cu ezlață, să cresc mai mari, mai răsărit o leacă, că zic, dacă să vază și ea, adică să meargă și ea să vază dacă vrea, dacă e drag la mata, să-mi luat așa. A crescut până la fata mea de la un an și 5 luni, am crescut-o până la 7 ani, fără o lună de zile. I-am luat cărți, caiete, cum se dădea la școală și acum cum se dă. A venit verișoara asta a mea și mai Victorie, și hai mă, te rog frumos și dă-i mie fata asta ta, că e dragă și n-am copii, ne-a dat Dumnezeu copii. Măi, n-am dat-o, doamne, ferești cu vreo tate, sau că nu aveam cu și întreține, sau nu aveam cu și crești. Asta e exclus. Mă întreabă pe fată. Fata avea 7 ani, pe Nicoleta. Și măi, Nicoleta, tu vrei să mergi pe țin la mine? Așa și s-a lichit fata asta dintr-o dată, că așa a vrut, eu îți gândesc cu Dumnezeu a vrut. S-a lichit din prima și le-a zis și mamă și tată. A durat asta vreo 2 ani de zile. Deci legea asta, statul, să vadă cum se adaptează și fata acolo, să vadă ei cum se comportă cu ea, noi ca părinți. În fine, până s-a făcut demersurile astea cu actele, cu toate astea, eu de acolo, de la noi, din sat, din Vișoara, am mers la ea la Serbari, la Tichiriș, acolo. Era doamna Mărica Cecilia, care m-a învățat și pe mine, mi-a fost învățătoare. Și cu doamna prioteasă de-a lui Cherciu, mă rog. M-am mers pe la ea, pe la Serbari, m-am mai dușeam așa... Ascultați că vă întrerup, deci ne povestiți faptul că dumneavoastră ce a dat doua fată, ați dat-o spre prima mea dragoste. Da, ați dat-o spre adopție. Așa. Că eu dorit-o tare fată. Dragoste, dar ați dat-o cu împrumut, am înțeles. De tot, că a fost adopție, cum chiar adopție. Adopție, da. Oamenii au trecut-o pe numele lor. Dar cu iubire, adică i-a spus în pachet și... Dar vă spun sincer. Aveau, erau mai înstăriți, aveau condiții mai bune. Domnișoară, doamnă, cum să vă spun eu? Nu, că sunt stăriți, sunt oameni la locul lor, sunt oamenii... Vă spun, dar oameni ca la noi la țară. Relația dumneavoastră cu soțul care era? Soțul începuse să consume băuturi alcoolice? Nu, nu, doamnă, nu, atunci nici discuții, nu. Pentru acum, că soțul eu, atunci pe timpul și ala, până am crescut-o pe, și pe ea mare și pe celălalt toate, se mergea la București, la piață, cu marfă. Uitați, ei și de față. De câte ori eu lăsam în vacanță cu ei? Ele amândouă erau surori lichite, cum s-ar spune. E diferență foarte mică între ei. Da. Normal, și se stăteau în vacanță împreună, Nicoleta și Cristina, ia, la Tichiriș. Stați un pic. Punem o pauză acum. Cristina, ți-ai fi dorit ca familia Nicoletei, că acum e are altă familie, să te ia și pe tine? Să scap de certuri și de până rând, normal.